Bună seara tuturor și bine v-am găsit! Iată că a venit și ora surprizilor, să vă surprindem această seară minunată, căci sărbătorita de astăzi este Evelina, da? Tu ești Evelina? Evelina, uite în special pentru tine, uite am ursulică cu niște balonașe, tu să-l ții strâns ca să nu zboare sus, da? Așa, uite, ți-o rămân pentru tine, să mă ajuți. Hai, vină mai aproape, vină mai aproape. Așa. Așa, pentru mămica avem un buchet de flori. Mămica a rămas emoționată. Eu le dau singur eu. Așa, dar vreau să văd și pe surioara ta dragă. Unde este? Cine este? Carolina. Cătălina, ce scuze. Cine e Cătălina? Tu ești. Așa, uite că și pentru tine este un ursulică cu balonașe, da? Este pentru tine, așa, cuprins strâns să te călzească în această seară, să crești mare. Evelina, pentru tine mai este o cutie de ciocolate. Îți plac dulcele? Da, mulțumesc! Cu drag, păpușă. Așa, și pentru Cătălina, pentru tătică avem o șampanie ca să o serviți cu ocazia acestui eveniment. Așa, Evelina, uite, mai avem așa pentru tine o compoziție de flori, da? Sunt pentru tine, așa, să te ajutăm. Și pentru surioara ta, dragă. Așa, și cred că vă dați întrebarea. Oare de la cine poate să fie surpriză, da? Și totuși, de la cine credeți? Nu am idei. Așa, Evelina, vine mai încoace aici, mai în dreapta, să vedem părinții, da? Evelina, vine aici, în dreapta. Cine credeți că poate să fie? Nanașa? Nu este așa. Dana Ileana? Nu. Ok. Așa, Evelina, vin aici puțin, te rog frumos, mai îndreapă să vedem părinții. Evi. Așa, că balonașele este, le acoperă. Vreau să vă citesc și un mesaj de felicitare care mă rugă să-l recit pentru dumneavoastră. Cel mai prețios cadou care poate exista este acest frumos copil ce aduce dragoste, are ochii sclipitori și vă face să zâmbiți. Iar în fiecare clipă vă amintește că trăiți. Ea este steaua norocoasă de pe cerul dimineții. S-o păstrați strălucitoare, căci aceasta e sensul vieții. Fie calea luminoasă presărată doar cu flori, fie mereu mândria noastră să crești mare puișor. Și totuși, cine? Poate soțul știe. Nu. Vreau să spun că este prezent aici. Așa, exact. Aplauzele voastre, vă rog frumos, este din partea Nanei Eugenie. Vă rog frumos să vă apropiați mai aproape. Nici eu nu știu cum arată, sincer. Așa, iată și doamna Eugenie. Așa. Și vreau să spun și dumneavoastră câteva cuvinte, un mic mesaj, un semn de mulțumire pentru acest gest, căci va fi emoționat, da? După cum văd. Este o surpriză foarte plăcută, nu ne-am așteptat, dar știm că mama Janica poate să organizează așa ceva, pur și simplu, prezența nu m-am gândit că poate ea să o facă. Mulțumim frumos, foarte plăcut a fost. Mulțumim din suflet. Bravo! Și noi vă dorim o seară cât mai frumoasă în continuare, petrecere plăcute, facem și câteva poze și noi plecăm.